12 martie. Bucurie în ascultare. Suspin după mântuirea ta, Doamne, și legea ta este desfătarea mea. Psalmul 119, versetul 174. Adevăratul creștin nu se va plânge niciodată că jugul lui Hristos este supărător la gât, el consideră serviciul pentru Isus ca libertate în sensul cel mai deplin. Legea lui Dumnezeu este plăcerea lui. În loc de a încerca să coboare poruncele de vine, ca să corespunde cu deficiențele lui, el se va strădui în mod constant să se ridice la nivelul perfecțiunilor. Aceasta trebuie să fie experiența noastră, dacă vrem să putem sta în ziua lui Dumnezeu. Acum, când timpul de probă mai zăbăvește, când vocea Harului încă se mai aude, este vremea să dăm la o parte păcatele. Dumnezeu a prevăzut mijloacele îndestulătoare, ca să putem sta desăvârșiți în Harul Lui. Neducând lipsă de nimic, așteptând să apară Domnul nostru, ești gata? Ai îmbrăcat haina de nuntă? Acel veșmânt nu va acoperi niciodată înșelătoria, necurăția, corupția sau ipocrizia. Ochii lui Dumnezeu sunt asupra ta. Poți să-ți ascunzi păcatele de ochii omului, dar nu poți ascunde nimic de creatorul tău. Dumnezeu nu și-a cruțat propriul fiu, ci l-a dat la moarte pentru abaterile noastre și l-a înviat pentru îndreptățirea noastră. Prin Hristos ne putem prezenta cerurile la tronul Harului, prin El, așa nevrednici cum suntem, putem obține toate binecuvântările spirituale. Venim noi la El ca să putem avea viață? Voia lui Dumnezeu este exprimată în preceptele legii sale sfinte, iar principiile acestei legi sunt principiile cerului. Îngerii cerului nu ajung la o cunoaștere mai înaltă decât cunoașterea voinței lui Dumnezeu, iar împlinirea voinței lui este cel mai înalt serviciu în care le pot fi angajate puterile în ceruri, servirea nu este făcută în spirit legalist. Când satana s-a răzvrătit împotriva legii lui Jehova, ideea că exista o lege a venit la îngeri aproape ca o deșteptare cu privire la un lucru la care nu s-au gândit. Îngerii slujesc nu ca niște robi, ci ca niște fii. Ascultarea nu este o muncă grea pentru ei. Dragostea de Dumnezeu face serviciul lor o bucurie. Tot așa, în fiecare suflet în care locuiește Hristos, nădejdea slavei răsună mereu cuvintele lui. Îmi place să fac voia ta, Dumnezeul meu, da, legea ta este în inima mea. Psalmul 40, versetul 8